sfia omului care se roagă. Definea viața omului în legătură cu crucea lui. Singura mea mițenie în desfășurarea vieții sale. Luptă să-și păzească mintea de gânduri spurcate, ca prin această pază a minții cu harul lui Dumnezeu să dobândească și curăția inimii. Și luptând omul să dobândească acestea, spune el, întreaga rouă a cerului, adică harul lui Dumnezeu, se revarsă peste dâns. Și rămâne așadar la sfârșit marea întrebare. Voim să fim și să facem parte dintr-o lume a crucii lui Hristos, puterea lui Dumnezeu, sau o lume fără de cruce, cu toate consecințele care decurg din aceasta. Să ne ajute Dumnezeu ca taina Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, la care ne dăștim să participăm cel puțin o dată pe săptămână, să ne amintească de taina crucii, să ascultăm chemarea ei, să ne hrănim și adăpăm și să ne adăpăm din puterea ei, și crucea vieții noastre, chiar grea de este și este, o vom duce cu curaj și cu nădejde, căci îl avem pe Hristos, primul purtător al crucii, împreună purtător al crucii vieții noastre. Amin. Doamne, miluiește! Care va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din toată cucere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin proroși. Într-una sfântă, sfovărnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez de iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Slavă lui Dumnezeu că suntem astăzi în această zi de mare praznic împărătesc, ziua Sfintei Cruci, în această, la această frumoasă mănăstire, Mănăstirea Sfanta Cruce din județul Neamt, ocrotitoare a acestor meloaguri. Acum 75 de ani, în această zonă, a fost una din cele mai convicte bătălii din al doilea război mondial, unde au murit peste 14.000 de soldați pe Valea Cureșii, atât soldați români, cât și soldați ruși, cât soldați nemți, aici fiind cea mai mare pierdere de, și vărsare de sângele în al doilea război mondial, în perioada anului 1944, mai respectiv luna din 1 aprilie până în august. Și drept recunoștința eroilor și martirilor neamului, părintele de Vrencu, părintele Argatului Laureon a construit în anul 1993 această frumoasă sfântă mănăstire, care reprezintă un simbol pentru ortodoxie, cât și pentru aceste plaiuri minunate din Munții Neamțului. E un moment înălțător astăzi la înălțarea Sfintei Cruci, a venit cu mic, cu mare, din toate zonele țării, să aducem recunoștință înaintașilor și eroilor neamului care a murit acum 75 de ani pe aceste locuri, și în special să
să sărbătorim Sfânta Cruce, care este arma împotriva diavolului și este crucea în care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre. Este o zi deosebită, atât pentru noi, cât și pentru întreaga creștinătate ortodoxă. Este o zi deosebită, este o sărbătoare întregii creștinătăți. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat o zi binecuvântată, frumoasă, s-a putut ține slujbă deosebită afară, în aer liber. Ne-am bucurat de prezența în al preasfințitului Părintele nostru Teofan. A fost o slujbă frumoasă, foarte multă lume. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Domnule primar, distinse autorități de stat, preacuvioasă Părinte Isaac, preacucenice Părinte Titor, preacuvioși părinți careți, preacucenici părinți, iubiți credincioși, iată-ne aici în curtea Sfintei Cruci, la această mănăstire binecuvântată cu mulți martiri care au rămas aici, acoperiți de podru care atât de frumos se leagă în bătaia vântului. Ați umplut Sfânta Mănăstire și, nu în ultimul rând, ați dat dovadă că iubiți Sfânta Cruce, că sunteți purtători de cruce, că ne identificăm cu Sfânta Cruce, că actul nostru de naștere este Sfânta Cruce. Vă mulțumesc foarte mult, în al preasfinției voastre, că ați venit în mănăstirea noastră, ne-ați binecuvântat și oștea noastră și poporul. Noi astăzi și ne rugăm românește și vorbim românește și slăvim pe Dumnezeu nostru în limba în care ne-am născut. Vă mulțumesc tuturor! Să fie loc de rugăciune care să se reverse peste osemintele de care ați amintit și peste noi cei care suntem în lume, pentru că avem nevoie imensă de rugăciunile cuvioșilor părinți, cuvioaselor maici, ale părinților și ale credincioșilor din Sfintele Mănăstiri. Bucurie Sfântă! Doamne ajută! Capitul tău, fiul Filon, ispind a murit și cu moartea pre moartea a omorât și toată puterea diavolului a sfârmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale armă nebiruită, sfințire și acoperământ tare și credințe întărire și izbăvire de toate cursele diavolești și nădejde tare de mântuire și nerușinată spre câștigarea vieții. Pentru aceea, noi, robii tăi, în darul vrednicindu-ne de multa ta milă, mulțumitor fiind slavă și mulțumire și smerită închinăciune aducem slavei tale și cu umilință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, pe care credincioșii tăi din osârbie și din credința cea tare și din dragostea către tine a făcut-o spre însemnarea diluinței Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a eliberării și a mântuirii noastre. Și trimite peste noi binecuvântarea ta cea cerească. Binecuvintează-o și o sfințește pe ea și o umple de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit preasfântul trup al Domnului nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul tău, prin care puterea diavolului s-a călcat și noi pământenii eliberarea în pământii și vieții ne-am îndreptnicit. Amin.
se sfințește semnul acestei Sfinte Cruci, cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește semnul acestei Sfinte Cruci, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată greșeala cea de foie și cea de foie.